Salut, prieteni! În sfârșit ne reauzim la un nou episod dedicat transferurilor. Suntem în iarna lui 2020 și de câteva zile s-a deschis perioada de mercato, o perioadă care se va închide la sfârșitul lunii curente. Deja ne-am bucurat de câteva achiziții interesante, care sunt ele aflați în timpul cel mai apropiat. A fost mereu visul meu să joc la Liverpool, sunt fericit că mi s-a îndeplinit, a declarat Takumi Minamino în ziua în care a fost prezentat oficial de clubul englez. Deși prețul niponului e mai mare, Liverpool a plătit doar 8,5 milioane de euro, pentru că exact aceasta este clauza de reziliere. Se pare că fostul atacant de la Salzburg l-a impresionat pe Jurgen Klopp în cele două meciuri din Champions League. Minamino chiar a marcat odată în partida din tur încheiată cu 4-3 în favoarea englezilor. Totuși, japonezul nu e chiar un puști, el deja are aproape 25 de ani, dar după cum știm, aceeași vârstă o avea atât Mane cât și Salah când au semnat cu Liverpool. Frumoasa echipă din Salzburg a mai pierdut un lider în această perioadă de mercato și mai exact splendidul Erling Braut Haaland. Acesta a fost la un pas de a semna cu Juventus, însă Lucien Favre i-a lăsat pe italieni cu buza umflată, convingându-l pe norvegian că Dortmund e calea cea mai bună pentru a crește. Suma acordului a fost egală cu 20 de milioane, iar contractul va fi valabil pentru 4 ani și jumătate. Haaland va primi anual un salariu aproape de 8 milioane de euro, astfel atacantul de 19 ani va fi al 5-lea cel mai bine plătit jucător de la Borussia, după Witzel, Götze, Hummels și, desigur, Marco Reus. Haaland a avut un sezon nemaipomenit până acum, în cele 22 de meciuri jucate a marcat 28 de goluri și a livrat 7 pase decisive, ce mai e de spus, prieteni? Spunându-i bun venit lui Haaland, Lucien Favre i-a zis adio lui Julian Weigl, care a petrecut în componența lui Dortmund numai puțin de 5 ani. Weigl a semnat cu Benfica, suma transferului a fost egală cu 20 de milioane. În momentul de față, Vulturii conduc în campionatul Portugaliei, așa că la finalul sezonului, neamțul de 24 de ani își poate trece în cont un trofeu de campion. Să-i urăm multă baftă! Timp de 3 sezoane în componența echipei mare a Barcelonei, Carles Alenia n-a strâns decât 24 de meciuri în La Liga. Totuși, talentul tânărului mijlocaș, care astăzi împlinește 22 de ani, nu poate fi supus îndoielilor. Așa că, pentru a căpăta cât mai multă experiență, acesta a acceptat să fie împrumutat la Betis pentru restul sezonului. Barcelona a exclus categoric opțiunea de transfer integral, așa că în vară 100% Alenia se va întoarce pe Camp Nou. Noi rămânem la un alt fost jucător al Barcelonei și mai exact Javier Mascherano. Veteranul argentinian s-a întors acasă după o pauză de 15 ani. Ultima echipă din Argentina la care a evoluat acesta a fost River Plate, pe care a părăsit-o în 2005. Apoi a mai trecut pe la West Ham, Liverpool, Barcelona și mai nou la Hebei în China. Noua echipa lui Mascherano va fi Estudiantes, unde va deveni elevul lui Gabi Milito, un alt fost jucător al Barcelonei, care între timp a devenit antrenor. Ei, dacă Mascherano a plecat de la River Plate în 2005, atunci Ezequiel Palacios părăsește această echipă în 2020. Ambii au făcut-o la aceeași vârstă de 21 de ani. Palacios a semnat cu Bayer Leverkusen, deși inițial s-a aflat în vizorul lui Real Madrid. Tânărul atacant are deja 4 meciuri în naționala mare a Argentinei, așa că farmaciștii chiar au motive de sărbătoare, mai ales că înțelegerea cu noul lor jucător a fost semnată până în 2025. Ei bine, prietene, timpul să trecem la cel mai răsunător transfer din 2020. Marele Zlatan Ibrahimović revine în Europa și semnează cu AC Milan, echipa la care a mai evoluat anterior din 2010 până în 2012, devenind campion al Italiei. Contractul dintre suedezul de 38 de ani și clubul italian va fi valabil până la finalul sezonului. Însă un aspect foarte important e că milanezii ar putea prelungi acordul pentru încă un an, asta în cazul în care vor fi mulțumiți de evoluțiile lui Zlatan. Deocamdată, faimosul atacant Anci a luat tricoul cu numărul 21, deși l-a vrut pe acela pe care scrie 11, însă orgoliosul Fabio Borini nu a vrut să-l cedeze. Mai nou a apărut informația că Borini va pleca de la Milan în timpul cel mai apropiat, așa că Zlatan va primi ce-și dorește.
Noi mai stăm puțin în Italia pentru a vorbi despre transferul unui alt suedez. De această dată e vorba despre noua achiziție a celor de la Juventus, Dejan Kulusevski. La acest acord au fost implicate nu două cluburi, ci tocmai trei. Juve, cumpărătorul, Atalanta, cărui îi aparținea tânărul mijlocaș, și Parma, echipa la care a evoluat Dejan pe drept de împrumut în ultima jumătate de an și unde va fi împrumutat de bătrâna doamnă până la finalul sezonului. Kulusevski are 19 ani și a costat-o pe Juventus numai puțin de 35 de milioane de euro. Puștiul deja a debutat națională mare a Suediei. După ce a stat departe de fotbal timp de jumătate de an, Mario Mandzukic hotărăște să o părăsească pe Juventus. Croatul a evoluat la bătrâna doamnă timp de 5 ani, bifând 162 de meciuri în toate competițiile și marcând 44 de goluri. Noua destinație a lui Super Mario va fi Al Duhail, o echipă din Qatar. Acolo atacantul va încasa numai puțin de 7 milioane pe an. Sunt curios să văd dacă Mandzukic va merge la Euro 2020. Juventus s-a mai despărțit de un jucător în această perioadă de transferuri, e vorba despre Mattia Perin, care a plecat la Genoa să-i facă concurență lui Ionuț Radu. Totuși, sunt un pic confuz de ce e nevoie de doi portari de calitate la o singură echipă. Sperăm că Ionuț va reuși să se impună și va rămâne titular. Perin va sta la Genoa pentru restul sezonului pe drept de împrumut. Atât pentru astăzi, prieteni. Dați like dacă v-a plăcut. Abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal. Și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!